Astăzi vom testa noul Renault Captur E-Tech Full Hybrid, versiunea 2024. Am avut mai mult timp cu mașina, o am de 2 zile și deja pot să fac un film, un clip complet în care să vă dau toate feedback-urile despre cum se conduce. De asemenea, voi avea un clip separat, o prezentare completă, statică, interior, exterior, multimedia, detalii tehnice, preț, totul despre mașină. Veți găsi într-un clip separat, aruncați o privire și acolo, pentru că în acest clip vreau să ne focusăm doar pe condus. Pe această versiune Esprit Alpin, mașina vine cu aceste jante pe 19 inci care arată genial din punctul meu de vedere. Sunt discuri de frână normale pe spate, pe față sunt discuri ventilate, dar foarte, foarte bine arată și în configurația asta de două culori arată mult mai bine decât pe varianta precedentă, chiar dacă spatele nu s-a schimbat atât de mult. Vom vorbi despre el și despre schimbările cu care mașina vine în celălalt clip. Aceasta este cheia, aceeași cheie pe care Renault o folosește pe alte modele, ba chiar mai mult și Dacia. Îmi place foarte mult că vine cu același sistem keyless entry. Dacă te duci un pic mai departe, mașina se încuie, iar în momentul în care vii aproape, se deschide automat. Este o setare pe care o puteți schimba din meniu, oglinzi retractabile electric, keyless entry și așa mai departe. La intrare, pe această versiune Esprit Alpin, avem această placă de aluminiu cu Alpin, avem pedale de aluminiu, iar aceste scaune, Renault a spus că vrea să renunțe la piele. Deci avem piele ecologică, deci unde vedeți pielea aceasta, este piele ecologică. Pe scaune aici în centru avem ceva material textil, avem AU de la Alpin, iar aici avem steagul Franței și cusăturile. Foarte, foarte bune scaunele, confortabile, și îmi place că au și suporte laterale în momentul în care conduci mai sport. Haideți să intrăm în interior pentru că este foarte cald afară. Avem un spațiu special pentru cheie, foarte multe spații de depozitare, undeva la 24,7 litri de spații de depozitare. Extrem de practică această mașină, acest Captur este, cred că, unul dintre cele mai practice, să zic așa, SUV-uri mici în această clasă și nu numai. Să știți că în unele țări, nu știu sigur în România, dar în unele țări, cum ar fi Anglia, mașina se vinde chiar mai ieftin decât versiunea precedentă, ceea ce Renault a făcut un efort destul de mare. Se vinde cu un preț mai mic, dar vine cu foarte multe tehnologii noi, foarte mult spațiu, o să vă arăt în celălalt clip cât de mult spațiu este în spate, materiale de calitate, deci avem tot bordul într-un material moale, material textil în zona asta, volanul tot așa superb din punctul meu de vedere, foarte calitativ, avem pe lateral această piele perforată în zona asta și cu cusăturile în culorile steagului Franței. Haideți să vă dau câteva detalii tehnice în punct centru. Toate cusăturile pe aici sunt albastre și în zona asta albastru cu alb. Hai să vă dau câteva detalii tehnice, după care vă explic câte ceva despre mașină și plecăm. Versiunea pe care o am cu mine, după cum v-am spus, este Captur E-Tech Full Hybrid, tracțiune față, Esprit Alpin. Este cea mai scumpă versiune și am cam pe mașină cam toate opțiunile. Deci e cam versiunea de top, iar prețul ei este undeva la 29.290 de euro, mi se pare că pleacă, dar ajunge și la 30.000 cu toate opțiunile. Trebuie să mai verific o dată pentru că nu sunt sigur de culoare, nu sunt sigur exact prețul culorii, dar undeva la 30.000 de euro, iar prețul de plecare al unui Captur în versiunea TCE 90 cu 90 de cai putere, benzină, transmisie manuală, pleacă de la 19.450 de euro. Deci super bun preț, sub 20.000 poți să-ți iei un Captur nou, dar nu cu transmisie automată și nu cu sistemul ăsta full hybrid. Pe versiunea asta E-Tech Full Hybrid vine cu un motor de 1.6 litri 4 cilindri în linie, 145 de cai putere, 250 de Nm, conectați cu o transmisie automată multimodală în 6 rapoarte, 4 rapoarte pentru motorul termic și 2 rapoarte pentru motoarele electrice. Combinate, ambele ajung undeva la 14 variante, pentru că este un sistem full hybrid, vine cu 2 motoare electrice, unul de 36 de kW care poate și conduce sau mișca roțile din față. O să vedeți că mașina poate merge și în modul electric, doar în modul electric, și alt motor electric mic ca un generator. Este mai mult un generator de pornire de înaltă tensiune HSG,
de 18 kW. Tot acest sistem este conectat la o baterie de 1,2 kWh, 245 de volți litium. Este localizată undeva sub scaunele din spate. Mașina vine cu suspensie McPherson independentă pe față și pe spate unde semi-rigidă. Vom vorbi despre suspensii în acest clip. Dacă încă aveți întrebări, o să las toate detaliile tehnice în descrierea acestui clip, dar haideți să vă mai arăt câte ceva pe aici. Deci, pe lângă faptul că cotiera este ajustabilă, vine cu frână electronică, auto-hold. De aici se schimbă vitezele, deci mergi în jos și ajungi în modul drive, D e modul drive și ai ven și modul B, dacă mai mergem o dată jos. Modul B înseamnă când dai drumul la accelerație, mașina va frâna din motorul electric și va recupera energia, o să vă arăt. Este butonul de park, reverse în partea de sus, mergi în reverse, camere 360 de grade, ai bird eye view de sus, chiar dacă rezoluția nu e extraordinară, eu zic că e super, super folositoare, plus că ți arată și pe lateral, foarte tare. Mergem înapoi în park. De aici se schimbă modurile de condus. Avem câteva moduri de condus sau putem intra în meniu și schimbăm. Avem confort, avem eco, avem sport și avem perso, de la personalize, de la personalizare. Și aici putem intra și personaliza modul de condus de la motor, cum vrem să-l avem. Normal, sport sau eco. După aia mergem la volan. Cum să fie? Mai moale, mai semi-moale sau mai tare, mai sportiv? Și de aici la vehicul, dinamica vehiculului, normal, sport sau mai off, cum ar veni. Hai să începem prima dată, o să conducem în modul eco. Altceva ce vreau să vă mai arăt este noul ecran digital, care e genial din punctul meu de vedere. Faptul că ți arată harta și pe ecran în față, plus că poți să-l customizezi. O să vă arăt și autopilot level 1, care și el e integrat într-o opțiune despre care vom vorbi în clipul de prezentare. În partea de jos vă arată câtă baterie mai avem acum și avem, vedeți, undeva la 40% baterie sub jumate și dacă scrie EV, EV, înseamnă că mergem în modul electric acum sau conduci sau stai cu motorul termic oprit. Și poți să customizezi ecranul, deci poți să vezi harta, poți să le vezi așa într-un mod mai clasic sau poți să vezi și driver assistant view. O să vă arăt pe parcurs, de aici se închide foarte ușor navigația, o să vedeți, navigația e genial din punctul meu de vedere, vă arată și trafic, vă arată tot felul de informații, iar de aici putem, vedeți că o să mergem cu sistemul de climatizare pornit, de aici dacă intrăm la electric, o să vedeți o grafică drăguță care vă arată ce se întâmplă cu energia în timp real, când regenerează, ăsta e motor electric, ăsta e motor termic, ăsta e bateria și ți arată ce se întâmplă acum în momentul ăsta, sistemul de climatizare folosește energia din baterie și nu o cam consumă. Haideți să mergem, haideți să resetez consumul, îl resetez. Și am plecat la drum și pe parcurs vă dau mai multe detalii. Vizibilitatea e super bună. Apăsăm frâna, dăm în jos. Îmi place foarte mult cum funcționează și schimbătorul de viteze. Cu toate că îmi place mai mult, mi se pare mai practic pe noul Scenic, de exemplu, și pe noul Megane electric, aici în spatele volanului. Mi se pare că câștigi mai mult spațiu aici, cu toate că e mult mai comod cumva să-ți odihnești mâna aici și să schimbi vitezele. Oricum îmi place. Deci ambele variante pentru mine îmi plac, mai ales că ei au reușit să facă foarte mult spațiu de depozitare, cu toate că au lăsat maneta aici, ai extrem de mult spațiu de depozitare, despre care vom vorbi în clipul de prezentare. În momentul ăsta, vedeți, mergem doar în modul electric, chiar dacă mai avem 40% baterie, scrie EV acolo și merge extrem, extrem de silențios, extrem de rafinat și asta este o chestie pe care am observat-o față de varianta precedentă, este că mașina este mult mai rafinată, îți dă o tentă de premium, așa, este mult mai legată și o să vedeți că și sistemul ăsta e-tech este setat un pic, mersi, este setat un pic diferit. Și uitați acum cum regenerează energia. Altă chestie este că nici n-am folosit frâna acum, dar spre final va trebui să folosești frâna. Deci în momentul ăsta trebuie să apăsăm frâna ca să poată să intre auto hold-ul, care ar fi trebuit să fie activat. Uite, acum l-am activat, nu era activat. Și ți arată un A cu verde în partea dreaptă când se activează. Altă chestie ce am observat-o față de celelalte Renault-uri mai vechi este că auto hold-ul, pedalele și sistemul lucrează un pic mai bine. De ce? Ia fiți atenți. Apăsăm accelerația, auto hold-ul s-a ridicat, iar în momentul în care apeși frâna, chiar dacă o apeși foarte finuț, pac, a intrat auto hold-ul. Pe vremuri trebuia să apeși un pic mai mult, parcă simțeai un pic când intră, nu. Acum mi se pare totul mult mai finuț. Ia uite-te. Pac, 1 2 3, puf.
La 2 jumate deja a intrat autoholdul. Deci mult mai rafinate pedalele. Îmi plac extrem, extrem de mult. Și per total sistemul, din câte am înțeles la Renault, au îmbunătățit cumva software-ul și sistemul ăsta hibrid. Lucrează un pic mai bine împreună. Deci cumva ei încearcă să îmbunătățească software-urile mereu. Oglinzile sunt electrice și ele ajustabile de aici. Foarte rapid, foarte simplu. Vizibilitate excelentă, oglinzi mari. Și în oglinda asta e vizibilitate bună. Uitați-vă și la marginile subțiri, frumoase. Avem și aici geamul panoramic, care și el e opțional, se și deschide, o să vă arăt. Dar o să lăsăm asta așa pentru soare. Și să știți că chiar dacă trece un pic de soare lumină, băi, să știți că chiar se simte chestia asta, e incredibil. Ia uite cât frige asta. E incredibil cum chiar contează chestia asta, deci ține aerul în interior aici, aerul condiționat care vine. Apropo, mergem cu aerul condiționat pe nivelul 3. Normal ar fi trebuit pe nivelul 2, dar afară sunt 39 de grade, 40 și o să mor de cald aici, așa că trebuie să luăm și asta în considerare când terminăm clipul și vedem consumul. Pe stânga mai e un buton de e-save. În momentul în care îl apeși, vedeți, poți să salvezi bateria, să o folosești mai târziu. De exemplu, dacă ești pe autostradă, ești undeva, într-un loc, și vrei să mergi mai mult pe motorul termic, ca să păstrezi bateria mai târziu, când intri în oraș sau în anumite zone, când vrei să mergi tu în liniște, de exemplu. Pac, poți să dai pe e-save și a salvat. Celălalt buton din stânga este să dezactivăm toate funcțiile sau să le customizăm toate funcțiile de siguranță și să le, de exemplu, dacă nu mai vrei să auzi sonorul ăla când depășești viteza. Pac, ai intrat aici, l-ai customizat din meniu, o să vă arăt eu cum se face în clipul de prezentare și după aia doar apeși pe ăsta și îți alegi tu exact cum ți-ai customizat să ai sistemele de siguranță. Foarte ușor de ajustat și scaunul electric, cel puțin pe versiunea asta. Cu scaun electric ajustabil. Mașina, fiți atenție, e incredibilă. În prețul ăsta, pe la 30.000, cu opțiunile de iarnă, pachetul de iarnă, nu mai țin minte cât costă, o să vă zic în clipul de prezentare, dar ai așa, volan încălzit, scaune încălzite și parbriz încălzit. E incredibil, adică în prețul ăsta să ai toate avantajele și nu e parbriz încălzit doar la ștergător jos, chiar e parbriz încălzit complet, o să vă explic și o să vă arăt în clipul de prezentare. Ca și sentiment în momentul în care conduci mașina, totul este foarte, foarte, cel puțin până la viteze de 50 de km la oră, totul merge extrem, extrem de silențios, extrem de bine, totul se leagă extrem de bine, motorul termic, motorul electric, totul e super, super ok. Încă suntem în modul eco, să țineți minte. E, în momentul în care vrei să accelerezi un pic mai tare, o să auzi un pic de tot motorul, băi, dar foarte rafinat. Multe întrebări de la voi, Captur sau Dacia Duster? Ok, haideți să vă explic, să vă dau răspunsul acum. Captur se simte mai rafinat. Insonorizarea de la motor în cabină pare un pic mai silențioasă. Ia, hai să mergem și modul confort. Să mergem în modul confort, acum, gata. Pare un pic mai silențioasă mașina, pare un pic mai premium. Și nu că pare, e un pic mai premium, într-adevăr. E mai scumpă, mai trebuie să scoateți câteva mii din buzunar pentru el. E mai micuț, mai compact, nu e atât de practic, să zic, la modul să ieși cu el off-road, să nu te intereseze, să... Nu e la fel de practic, e un pic mai rafinată mașina. Dar e și mai scumpă. Dar e mai rafinată, depinde și ce aveți nevoie. Eu nu mai stau în spate la camioanele astea să nu mi-au vreo piatră. Ia uitați-vă, ca putere, 145 de cai putere, e mai mult decât suficient. Mașina stă excelent pe șosea. Este setată să fie confortabilă. Nu vă așteptați să fie o mașină sport, să aibă suspensii tari. Nu, totul e soft. La modul, se simte și volanul. Uite, modul confort, ia uite cât de soft e. Deci ai un pic așa de feeling de barcă. Ceea ce este super bine, pentru că este setată și este făcută exact pentru a fi o mașină de familie, o mașină confortabilă. Excelente scaunele, băi, nimic de spus, cel puțin pentru mine la 1,73 m, sunt excelent de confortabile. Mi se par și suspensia, mi se pare foarte bună. Altceva vreau să vă arăt, haideți că uit și ieșim după autostradă. De aici activezi autopilotul,
și de aici ai setat. Avem level 1 autopilot pe ea, este opțional, vine într-un pachet. Mașina stă între benzi, accelerează, frânează și chestia asta nu poți să o ai la Dacia momentan. Deci pe noul Dacia Duster nu poți să ai chestia asta. Poți să-ți alegi și distanța față de mașina din față, ce distanță vrei. Și uite, acum accelerează, frânează, stă între benzi. Ăsta e level 1 autopilot. Dar pentru level 1 eu am fost surprins să văd că este destul de bun. Și de aici setezi viteză mai mare. Iar mașina va ține distanța față de mașina din față, va accelera, va frâna. Uitați și unghiul mort în oglindă. Deci ai mai multe sisteme de siguranță pe care Dacia nu le are. De exemplu Duster-ul. Dacă avea Duster-ul sistemele astea, probabil mai primea o stea la euro în cap. Părerea mea. În fine, oricum e mai scump, asta e și ideea, dar dacă aveți bani, merită din punctul meu de vedere, dar sunt și acolo avantaje și dezavantaje. Dar uitați, încă ține viteza și distanța față de mașina din față, stă între benzi, stă destul de bine. Nu e la fel de bun ca la Tesla, de exemplu, dar pentru level 1 e super, super ok. Și vă și avertizează din când în când să țineți mâna pe volan. Eu am mâinile aici pentru siguranță. Dar cam asta este cu autopilotul și chiar își face treaba destul de bine, mai ales pe autostradă. Ideea e să stați cu mâna pe volan mereu. Haideți să iau controlul, să ieșim aici pentru că vom ieși. Ca putere, bă, eu zic că e mai mult decât suficientă. 145 de cai putere. Se simte mașina super fâșneață și vă spun și de ce. În momentul în care ai un motor electric pe o mașină electrică, mașina devine mult mai fâșneață în momentul în care accelerezi, este mult mai răspunzătoare, ai un răspuns direct, n-ai niciun lag, n-ai niciun delay, totul este, ia uite, direct, răspunde, mai ales la viteze mai mici. Deja de la 90-100 în sus, începe ea să folosească motorul termic și acolo e posibil să ai un pic de delay. Dar la viteze mici, pleci de la viteze mici, mă refer 50-60, sub 50-60, în momentul în care ai pus piciorul, ia uite, îți dă motor electric zvâcul ăla. Stă bine în curbe, e excelent din punctul meu de vedere, nu sportiv, dar excelent confort, confortabil. Și aici putem activa acel autopilot și vedeți că mașina, o să țin mâinile și piciorul aproape de frână, dar uitați, frânează singură, ține între benzi. Și chiar a oprit aproape, ia uitați. Deci am mers până aici. Într-adevăr, nu vă recomand să aveți încredere în sistemele astea. Întotdeauna aveți mâna pe volan, uitați-vă la drum, pentru că e mult mai sigur și nu sunt de încredere încă, indiferent ce mașină conduceți. Și acum haideți să mergem și în modul sport. Confort, eco, cred că e sport acum. Da, ia uite-l, mamă. Și deja e mult mai răspunzătoare pedala, e mult, mult mai sensibilă. Wow! Deci în modul sport se simte diferențele. Deci se simte diferențele de moduri de condus. Mult, mult, frânele sunt super ok și îmi plac mult. Și ce îmi place foarte mult este că, băi, au îmbunătățit chestia asta. Sunt mult mai... Tranziția dintre motorul termic și electric e mult mai bun. Tranziția dintre frânele fizice, mecanice și frâna regenerativă este smooth. Deci nu mai auzi clancuri, nu mai simți nimic, totul a devenit foarte, foarte bine închegat, foarte bine legat, ceea ce mie îmi place mult de tot. Hai să mergem ușor aici, că lucrează băieții, să nu-i bruiem prea tare. Și au deci, uf, ce frumos, ce frumos pleacă. Băi, și e tracțiune în față și ce bine se prinde de șosea. Vedeți? Acum, în modul sport, ține un pic mai sus, rotații mai sus și se aude un pic de zgomot, dar nu îl simți, pur și simplu, în cabină nu prea... E perfect cum e făcută. Așa că mi se pare că insonorizarea de la motor spre cabină e foarte bună. Ia uzi. Vezi? Are un pic câteodată, dar nu e foarte puternic. Nu e zgomotos, mă refer. Mergem pe autostradă, aici putem să mergem un pic mai repede. Să vă arăt. Oricum am mai mers cu ea un pic mai devreme și
se pare că stă foarte bine pe șosea și la viteze mai mari, se așează bine, nu se simte greoaie, deci mașina este ușoară. O să vedeți cât de ușoară o să vi se pară. E o mașină fenomenală de condus prin oraș. La viteze mari, 130 în sus, deja o simți ușoară. Dar chiar și așa, ca putere n-ai nicio problemă, ia uite, deci mai ai putere, se duce fără nici mai mică problemă. Deși de aici, de la 130 încă se mai duce, dar ca și stabilitate, ca și greutate, nu ai greutate aia, e setată să fie confortabilă, asta e. Asta e adevărul. Dar faci depășiri lejer. E, mi se pare excelentă ca putere. N-ai, vă spun, n-ai nevoie. Pentru o persoană care conduce normal, nu ai nevoie mai mult de atât. Ai mai mult decât îți trebuie. Dacă trebuie să ieșim, am dat drumul la accelerație și mașina deja regenerează energie. Dar să știți că nu e foarte puternică regenerarea, e între. Nu e nici prea puternică pentru un full hibrid, e prea bine cum au făcut-o. Nu e nici foarte puternică, nici slabă, să zic așa. Deci e exact ce trebuie. Dar ai. Are și destulă putere, din punctul meu de vedere, ai mai mult decât suficient. O să mergem noi un pic și prin oraș acum. Și o să mut. Mamă, dar mi se pare atât, deci în oraș mi se pare atât de agilă, atât de ușurică. Mi se pare excelentă din punctul meu de vedere în momentul în care o conduci în oraș. Hai să schimbăm modul de condus. Putem să o facem și de aici din ecran și mergem în modul eco direct. Aici dacă intri la electric, îți arată o grafică drăguță cu ce se întâmplă în timp real cu energia. Și poți să te uiți acolo, să-ți faci o idee așa din când în când, să vezi cum folosește energia și cum recuperează și foarte ușor și în sensul giratoriu, ușor de condus, peste gropi mi se pare super confortabilă. Atâta timp cât nu iei gropi mari, atunci se simte mai rigidă, dar atâta timp cât iei gropi mici, medii, mașina face o treabă extraordinară și scaunele sunt confortabile și poziția e o poziție mai înaltă, deci nu stai prea sport, stai un pic mai sus, dar vizibilitatea e super, super bună, totul mi se pare foarte, foarte ok. Și aici drumul nu e prea bun, sunt foarte multe gropi și cu toate astea mi se pare foarte confortabilă. Da, mi se pare bună, mi se pare bună. Și da, cam asta e diferența între, pentru cei care m-ați întrebat, e mai rafinată mașina. Se vede în preț, dar are mai multe opțiuni de siguranță, materiale mai de calitate, asta se poate și vedea, dar ăsta e adevărul. Și haideți să vă arăt ceva super tare. Băi, ce mi se pare mie genial. Mi se pare faptul că navigația, pe lângă faptul că pe versiunile de top, nu știu exact să vă spun, trebuie să verific, vine cu Google Integration Assistant, ai Google Map-ul, la fel ca pe telefon, ca pe Android și nu numai, dar mi se pare cel mai bun sistem de navigație, cel mai bun sistem de asistență vocală de pe piață. Da, și vorbim aici de cum poți să o compar cu orice Mercedes vrei tu. Și nu numai. Da? Ia fiți atenți. Doar așa să vă arăt. Navigate to nearest gas station. Navigating to mall. Ia uitați-vă. Uitați-vă, i-am zis să navigheze la cel mai apropiată stație de cum se cheamă, benzinărie. Și deja a navigat în 3 secunde. Hai să vă mai arăt ceva. Cancel the navigation route. Stopping navigation. Uitați cât de rapid și cât de ușor. How many degrees are outside today?
Today in Voluntary, expect a high of 33 and a low of 21. Câte grade am întrebat și mi-a și răspuns. Sunt în Voluntar și știe unde ești? Adică dacă eram cu mașina acum în Barcelona, am zicea din Barcelona. Ce să... Turn off the AC. All right, turning off the aircon. Ia, și mi-a oprit aerul condiționat, ați văzut? I-am dat eu drumul, că... Deci poți să vorbești cu mașina și merge într-un mare, mare fel. Și navigația mi se pare atât de răspunzătoare, plus că ai toate informațiile de trafic în timp real, îți recalculează ruta. Dacă pui o rută și își dă seama pe parcurs că a găsit altă rută mai rapidă, îți recalculează și te întreabă. Deci mi se pare genial, plus că e super răspunzătoare harta. Da, nu, este... N-am cuvinte, mie nu-mi vine să cred, pur și simplu să vă spun cum au reușit cei de la Renault să aducă, să facă cel mai bun sistem de navigație și unul dintre cele mai bune sisteme multimedia de pe piață. În prețul ăsta le-a adus, mă așteptam la firme și la companii de top, mă așteptam la Mercedes, mă așteptam la, băi, dar Renault să aducă și să facă o colaborare cu Google. Și uitați-vă, și vizibilitatea e super bună când te uiți pe... geamuri și în sensul giratoriu. Sunt, deci cam toate mașinile pe care le-am testat nu prea vedeai marginea de la sensul giratoriu, dar la captură vezi. Deci foarte bună ca poziție, ca vizibilitate pe geamuri, în oglinzi, mi se pare excelent. Mie îmi place mașina foarte mult, extrem de mult. Văd că în față vine trenul și pe noi nu ne interesează să stăm la tren și putem să întoarcem gen aici, facem gen stânga și să întoarcem, pentru că dacă oprim o să ne strice și consumul. Avem 6,2 litri consum acum, sistemul de climatizare pe nivelul 3, deci, și n-am mai fost pe aici de ani de zile pe zona asta. Cât s-a construit aici în zona asta? Foarte mult. Deci când am fost eu ultima dată aici era câmp, toată partea asta. Și acum sunt blocuri până în capăt de tot, ia uitați-vă și voi. Și se mai construiește stânga, alte blocuri. În fine, da, mi se pare super tare mașina. Mi se pare o mașină excelentă și pentru România, pentru că poți să mergi în oraș. Mi se pare foarte, foarte ușor de condus în oraș, foarte asistată. Poți să mergi pe autostradă, ați văzut, ai foarte mult spațiu în spate, extrem, extrem de, mamă, cât de mult au construit aici, ai extrem de mult spațiu în spate, cred că o să întoarcem aici, nu vreau să merg mai mult, pentru că altfel o să, nu vreau să murdăresc nici mașina, dar, doamne, cât de mult s-a construit, sau hai să mergem un pic mai în față. Mi se pare extrem, extrem de ușor de condus, extrem de ușor de... Băi, nu pot să cred cât de mult au construit și uitați-vă câte blocuri au mai făcut în față încolo. Wow, și aici sunt case, deci... Cât de tare! Și arată chiar bine zona asta. Cel puțin așa, după ce treci de bariere. Cât de frumos arată. Nu știam. Și gunoaie, mamă, cât îmi plac. Gunoaiele astea sunt cele mai practice, care intră în pământ așa, exact ca în străinătate. Pentru că nu faci gândaș, nu faci șobolani, nu face miros. Pac, pac. Cea mai smart. Gata, haideți să terminăm cu... Uitați și peste grope acolo. Excelent, se simte. Foarte, 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 foarte rafinată mașina. Genială. Oricum, dacă aveți întrebări, întrebați-mă, vă las datele tehnice ale mașinii în descrierea clipului. Sistemul de climatizare 5.9, mai scade consumul, vedeți? Uite, a ajuns la 5.9. Păi, mi se pare și ca consum. Eu cred că dacă mergeam numai în modul eco și... Nu foloseam atât de mult sistemul de climatizare. Cred că aveam un consum la 5, oricum mașina e nouă, are 1000 de kilometri, ar trebui să se mai rodeze un pic, cel puțin jumătate de litru.
ei cât au zis? 47, deci e pe acolo, dacă mai scazi un litru, 4, nu, 47, cam așa. Și n-am menajat-o, să zici, că mă, pur și simplu am mers normal. Dacă mergi în modul eco constant și... Cred că poți să ajungi la, la ce au declarat. Cu ocazia asta a trecut și trenul, cred, sau n-a trecut? Ba da, a trecut, că altfel n-aveau cum să vină. A trecut și trenul, 6 litri a crescut iar. Mi se pare că volanul e asistat, e ușor, e, e excelent. Mai ales să găsim un loc să, să și parchez și să încheiem clipul. Cred că am trecut cam prin toate informațiile. Nu știu dacă am omis ceva, dacă aveți întrebări, scrieți-mi și încerc să vă răspund tuturor cu drag. Da, după cum am spus și în celelalte clipuri despre mașinile de la Renault și Dacia, ei au crescut extrem de mult în ultimii ani și mi se pare că fac mașini din ce în ce mai bune și mai bune și mai bune. Deci uitați-vă că încă trece trenul. Nu înțeleg, s-a pus bariera încă o dată, cred că. Cred că încheiem clipul aici. Pentru că n-are rost să-l mai lungim dacă nu s-a ridicat bariera. 6 litri consum. Oricum când stai aici, pierzi foarte mult, consumă mult mai mult pentru că ai sistemul de climatizare și nu prea faci kilometri și se duce consumul foarte, foarte sus. Așa că da, dar vreau să vă mai arăt ceva. Nu o să închid clipul. O să vă țin cu mine până când parcăm. Vreau să vă arăt camerele 360 de grade și cum parchezi. Și vreau să mai vorbim puțin. Așa că mai stați, că nu e bariera jos, s-a ridicat. E doar trafic pur și... Ah, s-a lăsat jos, gata. Nu mai... De fapt, știți ce? Haideți să închid clipul și dau drumul exact când ajungem acolo la, la parcare. Pentru că s-au pus barierele iar și stau aici vreo 10 minute inutil. 6 litri consumul până acum, un pic sub jumate bateria. Până acum mi se pare super, super ok. În fine. Haideți că a trecut și trenul, am stat undeva la 10 minute aici. Consumul încă e 6, dar mi-a mai consumat în baterie. S-a dus bateria în 20-25%, ceea ce o să afecteze consumul final. Dar ar fi trebuit să fie aici, prin zona asta. Vă dați seama, super trafic și viteză de autostradă și am și accelerat un pic. Da, zic că e un test super realist, adică cât mai mult de realist de atât aș putea să testez, că nu pot să merg, dar imaginați-vă, dacă aș merge distanțe mari pe autostradă la 130, pentru că am văzut la voi multe comentarii la celelalte mașini, mi-ar lua ore întregi să reușesc să termin un test. Și majoritatea persoanelor nu conduc pe autostradă în fiecare zi dintr-un oraș în altul. Majoritatea persoanelor care conduc zi de zi, cred că 90% din persoane, conduc exact cum am condus eu acum, de la muncă acasă, nu? Un pic de autostradă, un pic de oraș sau un pic mai mult de trafic. Cam ăsta e regimul de condus în mare. Exact cum am mers acum, o să merg mai încet, că nu vreau să iau praf de acolo de la cisterna aia și nici nisip și nici pietriș pe parbriz. Așa că o să stau un pic mai în spate.
Dar în mare, cam ăsta este testul. Dar știți ce? O să facem, o să luăm în stânga aici, nu mai mergem dreapta. Mamă, dar ce frumos, cât de ușor în sensul giratorii, cât de ușor. Mi se pare atât de soft și asistată direcția, mi se pare excelentă, îmi place maxim, maxim. Deci foarte ușor de condus în oraș. Și pentru doamnă, domnișoară, cred că ar fi pe plac să aibă o direcție atât de ușoară și o mașină care se simte ușurică, se simte ușoară, se simte agilă. Îmi place chestia asta. A crescut la 6.2, mă așteptam să crească consumul. A crescut și bateria, a încărcat un pic bateria, a adus-o în 50%. E bine. Mai ai foarte mult spațiu de depozitare, undeva la 24,7 litri și aici, și aici, și aici. Și în uși, în interiorul ușilor. Și din nou, probabil mă veți întreba ce versiune aș cumpăra dacă mi-aș lua un Captur. 100% hibrid. Acum nu știu dacă e Spirit Alpin, probabil că nu. Probabil aș merge cu Techno sau cu o altă, da, probabil cu versiune una de mijloc și mi-aș mai adăuga eu opțiuni pe ea ca și un pic mai ieftin. Nu știu dacă aș merge, Spirit Alpin e frumos, într-adevăr, îmi plac scaunele, îmi place afară cum arată. Dar dacă vrei să salvi, da, oricum, full hibrid, să fie full hibrid, restul nu contează, opțiunile ți le iei după aia, dar așa aș merge pe varianta asta. Mi se pare că cei de la Renault au pus foarte multă muncă în sistemul ăsta și mi se pare un sistem excelent, care cumva se îmbunătățește pe zi ce trece. Deci, din punctul meu de vedere, fără discuții, aș merge cu sistemul ăsta. Haideți să vă arăt să parchez undeva, dacă reușesc să găsesc un pic de spațiu. Uitați aici, cred. Să parchez și să vă arăt și camerele, 360 de grade. Deci, dacă mergem în revers, fac. Uitați, vă arată de sus camerele, pentru că vine cu 360 de grade, tot așa opțional. Pe lângă asta, oricum ai vizibilitate excelentă în oglinzi, mi se par oglinzi mari, sus oglinda, plus că mai ai și senzor de parcare față-spate. Și uitați cât de ușor, pac, și o parcăm aici, senzori de parcare, aici apeși pe P, ai parcat-o, ți arată și lateral. Acum s-a închis. În fine, consum 6.1. Normal trebuia să fie mai mic. Am mers și eu cu sistemul de climatizare pe nivelul 3, ceea ce trebuia să fie măcar 2.1. De obicei ați văzut la alte mașini, merg pe 1.2. Deci era mai mic consumul. Era un 5.5, să zici. În fine, nu știu. Oricum, cam ăsta a fost testul. Sper că v-a plăcut, sper că ați luat câteva informații utile de aici. Haideți să vă mai arăt încă o dată. Dacă aveți întrebări, vă aștept cu drag toate întrebările. Vă las prețul și alte informații dacă vă sunt necesare. În mare, mi se pare o mașină peste medie. Mi se pare o mașină care are așa o tentă de premium. Se simte foarte, foarte bine. Foarte ușor de condus. Suspensia super bună, scaunele super bune, sistemul multimedia și ecranul de bord excelent, volanul, felul în care le-au poziționat, mi se pare excelent, ecranul sus, exact unde trebuie, ușor de controlat, e super mașina, vă spun. Deci dacă sunteți în căutarea unei mașini, un SUV micuț așa, compact de oraș, mergeți și testați Capturul, pentru că cred că e una dintre cele mai bune opțiuni zilele astea. În fine, cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, sper că ați luat câteva informații de aici, nu pierdeți clipul de prezentare, interior, exterior, detalii tehnice, încerc să vă aduc cât mai multe informații și acolo, așa că vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la clipurile mele, chiar apreciez, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share dacă v-a plăcut, dacă l-ați găsit util și da, ne vedem în următorul clip. La revedere!